Mamă! Mamă! Vine tipul ăsta la poartă și dă o palmă peste fund prietenei tale. Ce faci? Ce faci? Uitați-vă cât de sexy! Damn! Să nu dormiți dezbrăcați, copii, nu-i vară încă, chiar dacă iunie. Nu e vară, o să răciți. Da, folosiți plapumă. Hai să vă mai și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să vi-l arăt pe Bogdanel cel micuț, băi. Pentru că cine nu și-l ar do... Cine nu și-ar dori să-l vadă pe Bogdanel cel micuț, nu? Am dormit dezbrăcat și am răcit. N-am răcit, mă doare nasul, mă doare în cot, ca diamet. Ah, e bine, stai un pic să fac o chestie asta. Nu pot cu mâna asta, dar stați. God damn it, e bine. Deci cum v-am zis, am să vi-l arăt pe Bogdanel cel mic, pentru că astăzi este ziua copilelor. Este ziua copilurilor. Și astăzi am să vi-l arăt pe Bogdanel cel micuț, măi, pentru că de ce să nu îl vedeți pe Bogdanel cel micuț? O să începem cu niște poze incredibil de foarte vechi, după care mergem așa pe ani treptat. Aici nu știu în ce an e, dar mă puteți vedea pe mine acolo în am un post, zic, și dreapta și stânga, pentru că oricum se potrivește. Dar eu sunt cel cu pălărioara roșie și celălalt este frate meu. Foarte sexy până acum. Și mi se bucă că vă ador, de obicei, ca de obicei. Aici sunt iarăși eu. Sunt foarte HD pozele, deci... Dar înțelegeți, mă. Uitați ce frumos și cum îmi ies ăia doi dinți din cap. Zici că se ascunde un vampir acolo. O, Doamne, cât de drăguț. Și uite și pe... Cum îl cheamă? Pe Tweety, mă. Vedeți pe Tweety acolo în dreapta? Normal că-l vedeți. Super tare. Uai, dar ce bine mere. Aici sunt iarăși eu cu fratele meu, ca de obicei eu fiind îmbrăcat în roșu sau roz, pentru că așa eram eu când eram mic, îmbrăcat în roșu sau roz. Și Marian era cu un Mickey Mouse. Ok! Aici iarăși eu cu Marian, se pare că... Și da, e foarte sexy poza, ce pot să spună, eram foarte fericiți, cred că ne-am un banc sau ceva. Foarte frumos. Am terminat cu pozele super vechi? Nu! Aici mai că am crescut, ne-au crescut și mușchii. Am avut tricouri, mă scuzați, cu Scooby-Doo, foarte frumos. După cum puteți vedea, sunt foarte bine făcut. Să vă temeți de mine că... Uite, nu am vibrat telefonul. Tu dai seama dacă la 6 ani eram așa de periculos, nu știu câte ani eram acolo. Tu dai seama acum, bă, nu știu să arăt, uite, încolo, în nordul, n-am gândit să vedem. Oh, ai zic că, mamă, ce brand are băiatul. No. Mergem și ne mutăm pe ani, am o poză din 2009 sau 2008, nu știu exact, dar aici sunt eu, mă puteți observa cât de frumos și inocent sunt cu acel copilaș în mână, care este Adela, cel mai probabil, vară mea, și acolo este Marian care se uită la mami și zice, ce Dumnezeu, mami, de ce îi faci poză? Da, cam așa se întâmplă. Continuăm și intrăm în 2011. 2011 a fost un an frumos, putem spune. Un an plin de surprize. Cred că aici am terminat a 5-a. Se prea poate să fi terminat aici a 5-a. Nu știu dacă sunt exact ani, eu i-am luat din pe Facebook, deci se poate. Aici probabil am terminat a 5-a, cred. Aici era Paște, era Bogdanel foarte... Bă, dar eu eram gras sau mi se pare? Poate numai cum eram turtic. Uitați ce față mărișoară și... Uitați ce bosul umflat eram. Probabil să fi fost și gras, dar nu eram. Nu, că eu slab de când mă știu. Aici am tuns tati prima oară în viață. Și mie mi-a plăcut, bă. Cred că și lui a plăcut. Și... Oh, stați asta din 2011, eu făceam selfie-uri pe când nu s-au inventat selfie-urile, bă. Ce știți voi? No. M-am dus la Mureș să se freze așa un efect de... Mamă, ce bun e ăsta. O mers la lac. Rec, că să văd pietri. Că de numește că Mureș, da. Eu așa gândeam. Și cred că aveam și un pic de apă așa frumos aranjat. Frumos, mai frumos. Din nou un selfie aici cu băiatul Bogdanel și cu prietenul meu, om de zăpadă, fratele om, super tare. Cât de sexy este Bogdanel aici. Aici mă puteți observa în mediul meu natural. Eram, nu știu unde eram, dar eram foarte sexy, așa este, așa este. Asta chiar faină poza, bă. Să-mi bag celor, eu de când eram mic, aveam înclinații de astea spre... cameră, vedeți? Și uitați ce... Ah, câtă pasiune puneam când filmă. Bă, des bun, bă. No, da, bă, dar... Frumos, tare. Aici din nou eu cu camera. Ce cameră e? Samsung. Ori Samsung, ori mi se pare mie, da? Era bună pe vremea. E nu ai... ai poziția gazelă să-mi bag piciorul. Nu pot să cred, nu pot să cred. Uitați-vă la poziția gazelă. Deci uitați-vă cum vine piciorul așa. Bam! Și Bogdanel acolo cu mâna pe picior.
Oh yeah. Sexy mother. Opa. Da, sexy, ce pot să spun. Aici din nou l-avem pe Bogdanel într-o poziție incredibil de sexy. Aici parcă am fost într-o excursie undeva aproape de Călimani, pe acolo, la cabane, chestii pe a 8-a, nu pe a 8-a. Nu știu, dar a fost drăguț, a fost drăguț. Da. Oh, aici era Bogdanel cel mai șmecher băiat din curtea școlii, ce credeți voi? Ei, mamă. Ei, mamă. Elegant și sexy în același timp. Aici îl puteți observa pe Bogdanel. În splendoarea lui, nu pot să dau zoom out. În splendoarea lui, urcându-se pe o stâncă. Da, și mai încolo puteți să vedeți. Oh, that ass. Oh, my. Și mai ziceți voi de mine că nu sexy, du-te mă, las, uite. Oh, gata, e prea mult pentru voi. No, continuând, am terminat din 2011. Hai să dăm în 2012, poate acolo era mai normal, zic și eu. Eu când eram mic, adică și acum, eu mă bronzez foarte repede și foarte tare. Și dau așa, tind spre țigan. Dar, e sexy, uitați-vă la acea privire. Oh, damn it. Zic că nu e frumos, nu. Super șme, aolea, aici, știu că... A fost undeva la un picnic ceva. Fix atunci m-am trezit, omule. Și părul mi-era așa în toate părțile și m-am zis, hai să facem o poză, bine. Și m-am dus, stăteam în poză, ceaia. Niciodată nu știi să faci poză când ești mic. Uite și aici. M-am dus acolo în mijlocul câmpului și am luat iar poză ceaia. God damn it, fă poza aia odată. Și cred că poza asta o să întâlnesc. Oh, aici eram la mare. Asta cred că e primul an. Nu știu dacă e primul. Cred că e primul an în care am fost la mare. 2012. Se poate. Îmi distram pe aici cu fratele Marian. Uitați ce abdomen nebun avea el pe vremea lui. Da, foarte tare. Eu eram aici. Opa, divita. Eram aici, mă distram. Enjoyam nisipul. Vremuri faine, vremuri faine. Ce pot să spun? Opa, mi se... Ei, mamă. 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 Vine tipul ăsta la părte și dă o palmă peste fund prietene tale. Ce faci? Ce faci? Uitați-vă cât de sec. Mamă, miezul de pe pâine, uite acolo, damn son. Pe vremea când mă duneam cu schiurile, niciodată n-aș vrea să mă dau cu schiurile. Chiar dacă m-am dat mult timp, nu știam, mă duceam numai așa plug. Dar acum m-am apucat de iubirea mea cea nouă de snowboard, o să fie ceva poze și pe acolo. Aici stă în cabarosani la masă, cine stă la masa mea? Nebunii, bă, ce știți voi, bă? Când mai câte vrea să fac o poză, dar tu vezi un gândac. Am terminat și cu 2012. Aproximativ normal, hai să vedem în 2013 dacă m-am mai normalit. Pe aici mai că mai. Pe vremea când jucam CS 1.6. Mai exact Furien. Ce vremuri. Opa, uite o păpușă. Uite o păpușă. Ce ziceți? Vă place? Vă place. Super, mai chiar ce pot să zic. Da. Dar continuând, aici l-avem pe Bogdanel, aici mai că eram, iar, vedeți ce negru-s? Deci eu vara așa mă bronzez, să-mi bag piciorul. Vremuri. Aici captura mea, cea nebună, uitați ce fac stravi. Bă, băiat multifuncțional, bă, știu să fac ghită chem. Oi, look at that haver. Mamă, și acei ochi, cum îți citesc, îți intră în suflet. Nice. Am terminat și 2013-le. Intrăm în 2014. În 2014 am dat din buletin, se pare. Uitat, asta, așa ceva e poza de buletin și aici trebuie să par serios, pentru că fac poza de buletin, dar zici că aproape plângeam să-mi bag piciorul, dar e foarte sexy. Și acolo aveam un bivol de ăla super tare. Nebunie. Și pe aici m-am apucat de snowboarding, ei, în 2014, E ceva. Oricum, cu schiurile am făcut paralel toată viața. Acum. Uitați din nou, negritate aici. Poziția clasică de poze, cu un picior în față, unul mai strâmb, unul mai drept, mâinile pe lângă corp, formam poza. Cam așa merge treaba. Bă, aici parcă eram normal, sau nu eram? Aici mai că dădeam spre normalitate și iar eram negru, bă. Astăzi vara am făcut tătie.
Acolo e piciorul Marian, uite. Marian fiind frate meu. Super tare. Oh, 2014 era anul liceu, bă, ce-o trecut vremea. Aici eram panoua când am câștigat Mister. Am câștigat Misterul. Yep. Atâta și din 2014, 2015, asta când a fost? Ai, câte multe poze am de aici din 2015, am numai o poză. Cu mine, de ziua mea. Oh, cât de drăguț. Da. Super tare, 2015 l-am epuizat și pe ăsta. Și cam atâta, bă, alea super vechi vi l-am arătat și să vă mai arăt una. Mai aveam una, dar numai asta am găsit-o, asta e, aici sunt grei familiei. Uitați, uitați, nu pot să înțeleg. Deci, uitați ce grăsuți sunt ei doi, prietenii mei. Și uitați-vă la mine cât de cum urlă foamea și cum pot să-mi cânt aici pe coaste. Tu dacă dai pe clapele astea să vezi ce melodie faină asta. Super tare, fratele meu. Bă, cam atâta cu Bogdanel cel mic. Nu s-a schimbat nimic, doar că acum sunt un pic mai prostuț, dar e ok. Bă, am filmat la videoclipuri să-mi bat piciorul, stai un pic. Am filmat la videoclipuri, bă, dar nu m-a lăsat calculatorul să le editez. Și bă, câte idei am și trebuie să mai pun multe videoclipuri. Trebuie să mai pun aproximativ vreo 3 la care am deja idee ce trebuie să fac. Trebuie să extrag la giveaway. Sper să am timp de tot ea. Am atât și cu atât acest episod, oameni buni. Trebuie să editez rapid că trebuie să plec iară azi. No, v-am lăsat. Să fiți fericiți, să fiți iubiți copiii mei, pentru că 1 iunie ei, ce fericire, nu pot să cred. Da, I'm so exciting. Da, naibii. Pa, pupix!